Ce facem? Dacă putem să ne dăm jos din mașină, ne dăm jos din mașină și fugim de pe șosea cât mai repede? Regula pe autostradă este în felul următor. Dacă am rămas în pană și sunt cu mașina pe partea dreaptă pe avarii, dacă am fost implicați într-un accident, mai ales în accidente care pot să urmeze și să mai vină și altul și altul, regula este să asigur cât pot de repede mașina, să-i scot pe toți cei din mașină ai mei, eventual și pe alții, dar fără să mă pun în pericol, și să eliberez șoseaua, să trec dincolo de balustradă și să stau într-o zonă cât mai sigură, cât mai departe de zona periculoasă. Foarte important, și aici o să dau un exemplu de accident foarte ciudat în Suedia, când a fost totul ca la carte, dar ghinionul a făcut să se transforme într-o tragedie. Niște tineri într-o mașină au rămas în pană, au tras pe dreapta lipit de balustradă, au pus pe avarii, au ieșit, au trecut dincolo de balustradă și s-au pus chiar pe o colină un pic mai sus, au sunat la autoritățile lor că au rămas în pană, dar ghinionul e că s-au pus într-o poziție atât de ciudată că a venit un tir din spate care n-a văzut mașina, n-a observat mașina. În Suedia e un fenomen periculos, îmi spunea un polițist din Suedia, merg șoferii și se uită la televizor, își pun filme și se uită la televizor și o vânătoare că nu știu cum să-i oprească din acea ciudățenie, fiind atât de sigură șoseaua, ei consideră că chiar numai, mai ales șoferi străini, nu neapărat suedezi. Da. Și tirul a lovit mașina, mașină care a fost aruncată peste balustradă și a omorât pe cei patru tineri în afara, și asta era, aici e ciudățenia. S-au comportat ca la carte, dar ghinionul a făcut ca să fie omorâți în afara balustradei. Deci ideea este așa, pe autostradă am ieșit cât mai repede și mă îndepărtez, nu doar pe balustradă, să zic pe exterior, ci cât mai departe.